Salutări la toată lumea, bine ați revenit la un nou episod din Primul Ajutor. Astăzi vom vorbi despre intoxicații alimentare. De la început, repet, eu nu sunt doctor, doar citesc dintr-o carte ca să avem aici o bază de date cu diferite informații. Și aici scrie așa, provocate de toxina botulinică din conserve de pește, conserve de carne, pateuri, etc. Mi-ar fi plăcut să avem mai multe capitole, de exemplu, intoxicații alimentare când vine vorba de, nu știu, ciuperci sau, nu știu, ceva fructe sălbatice. Dar asta o avem, bănuiesc că în mare parte o să se asemene, nu știu, vedem. Eu, dacă e cineva doctor și are niște informații despre chestii de genul ăsta, poate să le scrie în comentarii. Bun, manifestări. Pot fi prezente una sau mai multe manifestări. Greață, vărsături, gură uscată, durere de cap, slăbiciune, amețeală, greutate în respirație, greutate în vorbire, greutate la înghițire, vedere în ceață sau dublă, constipație puternică. Avertisment. Semnele intoxicației botulinice apar în medie după 24-48 de ore de la consumul alimentului contaminat cu microbi. Gravitatea intoxicației depinde de cantitatea de aliment mâncat. Intoxicația botulinică nu este însoțită de febră. Nu dați victimei alcool, nu lăsați victima singură. Acțiune imediată. Provocați vărsătura dacă aceasta nu s-a produs deja. Aceasta se poate face prin atingerea fundului gâtul cu degetele. Țineți victima cu fața în jos pentru a nu se neca cu lichidele de vărsătură. Spălați fața cu apă rece. Așezați victima într-un loc liniștit. Păstrați confortul termic, cereți asistență medicală de urgență. Acțiuni suplimentare. Pentru a suplini pierderile de apă și minerale cauzate de vărsături, dați lichide ca apă, ceai, suc de mere, supă de carne, băuturi carbonate, agitați înainte pentru a îndepărta surplusul de gaz, sau o soluție de apă și sare. Liniștiți și încurajați victima, evitați alimentația solidă, păstrați o probă de conservă în vederea analizelor de laborator. Și asta a fost tot. După aia avem intoxicația acută cu alcool etilic. O să avem intoxicațiile cu ciuperci. Deci avem și asta. Ok. Multă sănătate la toată lumea și la revedere.